Dumnezeu s-a întâlnit de cel ce a zis celor și-a pus în sine hotar și voi la măsură. De cel ce a pus în hotar mâine și n-a mare creatare. De cel ce se atinge de un șir cu megă. De cel ce se îmbrăcă cu lumina ca și cu haină. De cel ce a întins cerul ca un cort. De cel ce a oprit pape în înălțimile lui. Lăsați, nu. Aici, că lăsați-o, nu mai pușiți, lăsați-o. De cel ce cheamă adumării și o varță pe fața întregului pământ. Ești te depărtează de la aceasta și se gătește către Sfânta Luminare. Te jur cu patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, cu cinstitorii trup și sânge, și cu vederea lui cea înfricoșitoare că va veni și nu va zăbovi să judece tot pământul și pe tine și pe toată puterea cea împreună cu care cu tine să muncească în ghiena focului, dându-te în întâlnire cu cel mai din afară unde fierbe, doarme și focul nu se stinge. Că puterea este a lui Hristos Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Sabaoth. Dumnezeu lui Israel, cel ce te mântuiești toată boala și toată neputința, caută spre roaba ta aceasta. Elisa Maria. Cercetează-o și depărtează-o de toată lucrarea diavolului. Ceartă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrul mâinilor tale și lucrând cu gravita ta lucrare. Zdrobește de grabă Satana sub picioarele și de biruința asupra lui și asupra duhurilor lui celor necurate. Ca dobândimila ta să se învrăgească de tainele tale cele nemuritoare și cerește slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, care făcut pe un după chipul după asemănarea ta și ai dat lui putința de a dobândi viața de veci. După aceea căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea, ci ai rânduit mântuire lui prin întruparea Hristosului tău însuți. Primește în împărăția ta ce șerească structura aceasta ta pe care ai zbutut din omia vrăjmașului. Deschide ei ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei tale. Însoțește viața ei cu îngeri de lumină ca să îi zbăvească pe ea de toată vântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celor evitante, de demonul celor de la amiază și de nerocirile cele rele. Depărtează-l la ea. Pe tot vicarul și cuvântul Duh care se ascunde să îi cuibează în inima ei. Depărtează la ea pe tot vicarul și cuvântul Duh care se ascunde să îi cuibează în inima ei. Depărtează de la ea pe tot vicarul și cuvântul Duh care se ascunde să îi cuibează în inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul slujirii lui și a toată lăcomia, Duhul minciunii și a toată necurăția, care lucrează după învățătura diavolului, fobia oaie, cuvântătoare, tot micile sfinte a Hristosului tău. Mădular și stăt al bisericii tale, fică și moștenitoarea împărăției tale, ca după poruncile tale viețuiești și păzind peșetea nestricată și ferind de jmântul neîntinat, să dobândească fericirea sfinților de împărăția ta, cu harul și cu durerul și cu iubirea de oameni, dar unde cu Fiului tău, cu care împrunești binecuvântat prea sfântul și bunul de viață, păzătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întoarce-te în față. Pe lepede Satana de toate lucrurile lui, de tot slujitorul lui, de tot slujirea lui, de toată lumea lui, să mă lepăd. Mă lepăd de Satana. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui, de tot slujitorul lui, de toată slujirea lui, de toată lumea lui. Mă lepăd de Satana. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui, de tot slujitorul lui, de toată slujirea lui. Mă lepăd de Satana. Te-ai lepădat Satana? M-am lepădat de Satana. M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat Satana? M-am lepădat de Satana. De trei ori, de sănătate. De trei ori. Încă o dată. Încă o dată. Și o întoarcă cu toată. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Și crezi Lui. Și crezi Lui. Ca un împărat. Ca un împărat. Și Dumnezeu. Și Dumnezeu. Crede într-un Dumnezeu. Crede într-un Dumnezeu. Și ne numim Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți legii. Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. Ție cu o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a făcut în cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioare s-a făcut tot. Și s-a răstignit pentru noi în ziua lui Ponțul Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domn de viață fădător, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, suboricească și apostolească biserică, mărturisesc cum votez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos? Și crezi Lui? Și cred Lui. Ca un împărat? Ca un împărat.
Și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos? Am unit cu Hristos. Și te-ai închinat Mântuitorului? Mântuitorului? Mântuitorului și Fiului și Sfântului Duh. Trăimii celei de o ființă și de-a despărțită. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină acum și bunurile așa în vecii vecilor. Domnului se rugă, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cheamă pe roaba ta Elisa Maria. Cătăruna arată așa sfântă și omrâncește pe ea de acest dar mare al Sfântului Botez. Dezbracă pe ea de cele vechi și omrâncește pentru viața de vechi și omple de puterea Sfântului Duh. Sfântuirea cu Hristos ca să nu mai fie de-a conficatul crucifica împărăției tale. Bună vrerea și cu harul Dumnezeu cu Fiului Tău, care înfrunzi necuvântat prea Sfântul și bunul de viață, Măritorul Tău, Domnul. Acum și bunul de așa, în vecii vecilor. Amin. Unde-i mama? Asta. Ce bună, începem. Stai în picioare, stai în picioare, nu se spune. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne, atoțiitorule Dumnezeule, Domnul nostru Iisus Hristos, care cum toată firea așa cuvântătoare și necuvântătoare, ai zidit și toate neființe în ființele adusie, ne rugăm și pe tine, te chemăm pe raba ta, numele? Cristina. Care se crește de păcatele ce a făcut, pe care Mântuitorul cu voia ta curățește de tot păcatul și de toată înfinăciunea, că a venit la Biserica aceea Sfântă, să se împlinească cu credeu să ne asemănă și cu Sfântul Taine. Că bun și milor de oameni Dumnezeu este slavă, ne însă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și până și în veci și veci vor ami. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Doamne Dumnezeu, pe care vin să-L rugă de mântuirea neamului românesc. Vină și la roba ta, Cristina, și-o învecește pe ea prin rugăciune și să te preoțuri și să adăvătească Sfântul să bunășească Biserica ta. Să intre în casa slavii tale și omrecește să se împărtășească cu Sfântul Duh și Sfântul Sânge al Hristosului Tău. Spală înțelepciunea trupului și înțelepția sufletului la primirea acestor 40 de zile ca învecinând să intru în Biserica de la Sfântă, să slăvească în Duhul Dumnezeu la Sfântul Dumnezeu al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și plurea și în vecii greșilor, amin. Slavă Sfinte și cele de o ființe de viață, făcătoare și nedespărțite trăim, odeauna acum și pururea și-n vecii vecilor. Hristos a fața poporului.
așa e pânătul și de la față lui Dumnezeu i-a dreptii se veselesc. Hristos a învia din morțul moartea, de foarte cânt, și cerul din morțul vina sănăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a avut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim. Doamne, Dumnezeu, cel minunat, slăvit și mântuitor pentru cei potrivnici.
să se zdrugească sub semnul Duhului și tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrugească sub semnul Duhului și tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrugească sub semnul Duhului și tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se depărteze de la noi toate mărunțirile cele văzute și nearătate, să nu se ascundă în apa aceasta. Duhul cel întunecat, rugându-ne ție, Doamne, să se coboare la aceasta care se botează de ochii grani, care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului și de stăpânea toată. Arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire trupului și sufletului de dezlegare a legăturilor, iertare păcatelor și iluminare sufletului vai de a doua naștere. În mâine Duhului Harul de fiecare, în plecăminte din stricăciune, izbor de viață, că Tu, Doamne, ai zis, spălați-vă și vă curățiți, scoateți din greșurile, din sufletele noastre voastre. Tu ne-ai dăruit nouă de sus, Doamne, și trebuie prin apă și prin Duh. Arată-te, Doamne, la face asta. Și da, acestea care se botează, să se schimbe prin ea, să le vede pe omul cel vechi stricat de poftele înșelăciunii și să se îmbrace în cel nou care este în noi după chipul Zidorului Său. Ca fiind împreună sădită, cu asemănarea morții tale prin botez, să se facă părtașă în vierii tale și păzind doar răsfântului tău Duh. Și sporând așezământul Harului, se abadă că mergem de jos, să se dâmbre cu cei întâi născuți în Sfânt și în Cer. Pentru tine, Dumnezeul și Domnul nostru Iisus Hristos, Ție se cuvine slava, puterea aceasta și închinăciunea, împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, cu prea Sfântul și bunul de viață, pute Domnul Tău Duh, acum și bunurea și în vecii vecilor. Pace tuturor, capetele voastre, care celor ce erau cu noi în corabie, i-a trimis porumbelul la vânt era de mâznic semnul împărcării și al mântuirii din potop. Și a închipuit prin acelea taină Marului. Și ai dat urmă Sfântului spre plinirea Sfintelor tale taine, care prin ele Dumnezeu Sfânt pe cei ce erau în lege, iar pe cei sunt în tare faptul săvârșit însuți. În bine cuvintează și acest îndelem, puterea, lucrarea, pogorârea Sfântului Tău, ca să se facă acesta unge de restricăciune a dreptății, în noi respectul și după izgonire, a toată lucrarea diabolească, spre mătorea tuturor răutăților, pentru că se umplu pe dinții sau și gusta din el. Pe slava ta și amenea cu Fiului Tău și a prea Sfântului și bunului și de viață, pe Dumnezeu Tău bun. Acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Dumnezeu nostru, Dumnezeu.
botezătorul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, cercei dorii într-o abitare, zbubrii de păcate pe Sfântul Botez și ei dată-i înnoirea vieții, Însuși, Stăpâne, Doamne, binevoiește să strălucească purpura din apeții tale în inima ei. Apura pe auzea credinței nebântuite de vrăjmași, păzește în trânsa nespurcată și neîntinată haina nesăgășurii cu care s-a îmbrăcat. Păzește în trânsa cu harul tău nestricată pe cetășa duhovnicească și fii milostiv acestea și nouă după mulțimea îndurărilor tale. Că s-a binecuvântat și s-a preaslăvit numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci vecilor. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care cu spălarea botezului de-ai strălucire cerească celor botezați. Cel și-a doua are născută roaba ta aceasta, nouă luminată prin apă și prin Duh. Și de linie iertare păcatelor celor de vășeților fără de voie, pune peste dânsa mâna ta așa puternică și o păzește pe ea cu puterea bunătății tale. Ferește ea din adevărată și o vrăcește pe ea de viața de veci și de cele bineplăcute ție. Că Tu ești Sfințirea noastră și Te slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Acum și pururea și în vecii vecilor. Îndreptată Te-ai luminat, Te slavă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Botezat, Te-ai iubit, Te-ai sfințit, Te-ai spălat Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în Ai așezat în lumea multe simțiri care nu se împiedică una pe alta și ai acoperit capul cu per ca să nu se vadă pe schimbările vremii. Și toate mădularele și pe trebuințele se ridică pentru toate să-ți mulțumească ție prea bunule mește. Însu, Stăpâne, cel ce prin vasul tău cel ales apostolul Pavel, ne porunci nouă ca toate să le facem pe slava ta, pe roaba ta, Elisa Maria, că și de pe capul său, necuitează-o, împreună cu nașii. Și dăruri să gândească toate lucrurile lor, să facă cele de profeție. Și iubitor de oameni, Dumnezeu este slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. La fetele voastre, Domnului, să ne credați. Ție, Doamne. Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin săvârșirea tainei Sfântului Botez, cu bunătatea Ta, Sfântii Mecii și cred în Tine, binecuvintează-L prunca aceasta să se pogoare peste capurile binecuvântarea Ta. Și precum ai binecuvântat prin prorocul sa mai pe împăratul David, binecuvântează și capul roabei Tanei Elisa Maria. Din mâna mea, a slujitorului Tău, însosindu-L pe ea în Duhul Tău cel Sfânt, ca sporind cu creșterea și bunătățile bătrâneților, să se înalță slavă să vadă bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții sale. Că ție să-i pune toată slava acestea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, Domnul Iată, rugăm-ne și-a Dumnezeu și miluiește-ne.
Sfânta Maria, pentru sănătatea și mântuirea Thank you.
să vă dea Domnul tot ce doriți. Emoționată. Pruncule! Uite cum se îmbracă pruncul! Uite cum se îmbracă pruncul! Să o puneți în față la ieșire la biserică pentru o poză. Știe să și plângă. Gata, gata. Uite ce țărâncuță! Yes. Ca să fie frumoasă. Fără un sfert. Ce bine vă stă la amândouă. Ce bine vă stă la amândouă. E o româncuță. Thank you.